Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta vorbim puțin despre gala de azi. Încă de la sfârșitul emisiunii de ieri, când a fost dat promoul pentru emisiunea de azi, a fost destul de clar ce se va întâmpla în gală. Pentru că cei propuși spre eliminare au fost arătați, favoritul era clar în urma propunerii pe care a făcut-o, iar cel eliminat era oarecum evident, după ce cam toată săptămâna s-a vorbit despre el. Așadar, cecul câștigă Bianca, era evident că după atâtea cecuri câștigate de Sorin va veni și rândul altcuiva. Surpriza pentru mine, fiindcă Bianca câștigă, m-aș fi așteptat la altcineva. Băieții o vor propune pe Andreea, fiind destul de evident, după ce au ieșit ultimele dezvăluiri despre activitatea ei din afara casei. Fetele îl propun pe George. Probabil alianța s-a reîntărit și a reușit să dea o lovitură puternică celorlalți și astfel să-i slăbească în vederea următoarelor gale. Bianca din postura de favorit îl propune pe Radu. Bianca face o mișcare inteligentă, deoarece și-a dat seama că odată ce l-a propus pe Sorin, i-a dat acestuia motivația să o voteze gală de gală. Așa că acum l-a propus pe Radu, pentru a nu-i mai da un motiv acestuia să o voteze mereu. Eliminat este George. Ceea ce surprinde la eliminare nu este neapărat faptul că Andreea are mai multe voturi decât George, ci faptul că aceasta are mai multe voturi decât Radu, care atunci când s-a văzut în față la eliminare, cred că stătea liniștit, văzând cine el este lângă el. Dar odată ce a văzut că Andreea a fost prima salvată, cred că l-a cam luat tremuratul puțin. Astfel devine clar că oricine poate fi eliminat oricând. Cam atât o deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!